Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Dacă te-ai născut la 27 februarie, poți fi printre artiști, inovatori și luptători pentru bunăstarea societății. Sensibilă și înțelegătoare, poți să te acordezi la emoțiile oamenilor în același mod în care ceilalți caută canalele TV sau posturile de radio. Ca un burete, absorbi dispozițiile și sentimentele celorlalți dar trebuie să te îndepărtezi periodic de lume sau riști să devii curcat în problemele altor persoane. Totuși, îngrijirea altora nu îți permite să rămâi singură prea mult timp. Tratezi întotdeauna cu înțelegere pe ceilalți. În plus, cheltui multă energie în înțelegerea momentelor de viață care se schimbă rapid. Cum este aranjat totul? De ce oamenii se comportă astfel și nu altfel? Cum să trăiești în armonie cu mediul? Acestea și alte întrebări sunt foarte importante pentru tine. Datorită acestei abordări extrem de realiste față de lucruri, tu permiți sufletului tău rebel să desfășoare destul de des studii publice, internaționale și globale. Din moment ce gândești cu atenție fiecare pas, tu poți conta cu încredere pe propria ta înțelepciune, dobândită prin experiența vieții, pentru a dezvolta proiecte noi și mai ambițioase. Ai cea mai mare dificultate în viața personală, deoarece ai o natură foarte exigentă. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, curtoazie, inspirație, sensibilitate, credință, spiritualitate, eleganță, poezie. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al artiștilor, muzicienilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de raționalitate, precum și lipsa de critică. Universul te-a înzestrat cu capacitatea de a empatiza, adică simți emoțiile și dispoziția altora ca și cum ar fi ale tale. Din aceasta vine înțelegerea profundă simțirea altora. Există pericole în acest sens, problemele și emoțiile negative ale altor persoane îți pot provoca o tulburare nervoasă sau o depresie, așa că uneori trebuie să trăiești în liniște și pace pentru o zi sau două, să nu asculți pe altcineva și să te plimbi în alte lumi. Singură multă vreme, nu vei supraviețui, deoarece tu te străduiești să ajuți și să ai grijă de alți oameni. Semnul zodiacal în care te-ai născut îți oferă un sentiment delicat al naturii artistului și creatorului. Fericirea omenirii este, de asemenea, importantă pentru tine, pentru a cărei beneficiu ești gata să lucrezi neobosit, atrăgând și incorporând idei și proiecte inovatoare. Din anumite motive, în ciuda capacității tale de a-ți găsi locul în viață, te cunoști mult mai puțin decât obiectele la care te străduiești cu atâta încăpățânare. Pentru tine este important să înveți să distingi ceea ce ai dori să primești, de ceea ce ai cu adevărată nevoie. Numai prin satisfacerea nevoilor tale reale, tu vei găsi în sfârșit stabilitatea emoțională și fericirea. Cu toate acestea, dintr-un anumit motiv, poți considera că îți poți rezolva problemele prin intermediul lor, prin urmare. În loc să cauți cauza unor probleme în interiorul tău, tu încerci să cauți dragoste romantică și, în consecință, poți sfârși pe treapta de jos, datorită emoționalității tale, dacă ai suferit un fiasco zdrobitor pe frontul personal, faci rapid cunoștințe noi și este posibil să experimentezi mai mult consolări între relațiile trecute. Totuși, chiar și o scurtă ședere în singurătate poate fi utilă pentru tine. Tu ești suficient de gravă pentru a-ți alege în mod independent calea vieții fără a recurge la ajutorul altora. Tu te simți deosebită de fericită când îți poți lăsa mintea să zboare liberă. Atunci când ai ocazia să-ți aplici cunoștințele în diferite domenii științifice. Tu simți de obicei, nevoia de prieteni și colegi la fel de inteligenți ca și tine. Tu depui adesea toate eforturile pentru a gestiona cumva societatea sau. Cel puțin, ai arăta calea cea bună, poți avea o nevoie interioară de a te ridica deasupra restului, dar trebuie să-ți folosești puterea magică cu precauție extremă pentru a nu copleși și pe cei din jurul tău. Chiar dacă faci accidental un act imoral, poți distruge viața ta și a celorlalți. Acest lucru se poate întâmpla extrem de rar. Abilitatea ta de a vedea nu numai adevărul, ci și de a atinge ceea ce dorești printr-o combinație rară de empatie și voință, acestea reprezintă pentru tine provocări morale. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, o astfel de doamnă este fermecătoare, artistică, romantică, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsată de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 27 februarie soartata? Ai o relație bună cu tot personalul cu care lucrezi. Destul de multă timp tu te gândești la schimbările care au loc în această viață, la motivele ascunse ale acțiunilor oamenilor din jurul tău, condițiile în care există mediul tău social, interacțiunea cu natura, încerci să ajungi la baza acestor probleme. Tu ai o mentalitate practică adâncă, care te conduce pe calea cercetării mondiale și internaționale. Fiecare dintre acțiunile tale anticipează reflecții pe termen lung asupra fezabilității, aplicând toată experiența pe care o ai, ceea ce îți permite să începi proiecte mai ambițioase. În viața ta personală nu este totul chiar atât de neted, ești prea exigentă și directă în comunicare și, în același timp, nu înțelegi deloc oamenii, întrucât intuiția ta este de obicei tăcută în astfel de cazuri. Poți fi real dependentă de cineva și devii repede dezamăgită de el. Deși îți găsești misiunea în viața ta, este mai dificil pentru tine să înțelegi propriul tău suflet. Însoțitorii tăi știu mai multe despre sentimentele și aspirațiile tale decât ai putea spune tu despre tine însă. Îți dorințele tale sunt adesea în contradicție cu nevoile reale ale naturii tale. Vei fi capabilă să ți găsești fericirea? dacă îți vei da seama de ce ai cu adevărată nevoie. Întotdeauna ți se pare că partenerul sufletului tău este undeva și, în căutarea unei relații o schimbi cu alta, ar fi mai bine să renunți la această cuțătură romantică și să cobori pe pământ. Câteodată te străduiești fără succes, dar ți se pare neinteresant și în căutarea celor mai bune relații riști să rămâi cu nimic. După ce ai cunoscut un colaps în viața personală, fără să te gândești de două ori, te lansezi în căutarea unei noi relații. Totuși, a fi singură pentru o perioadă scurtă de timp poate fi o afacere fructuoasă pentru tine. Astfel vei avea ocazie de a înțelege idealurile tale spirituale și de a înțelege adevăratele valori care le implică. Tu trebuie să-ți privești propriul suflet și atunci vei găsi răspunsul la întrebările care te chinuiesc, pierzând timp în căutarea fericirii fantomatice îți lipsește ceva important care se află la suprafață. Tu să ai o poziție de lider în societate, îți place să conduci oamenii și să i îndrepți în direcție cea bună. Tu te simți responsabilă pentru soarta oamenilor din jurul tău și îți găsești vocația în acest sens. Rară ori se întâmplă să te poticnești, dar în astfel de cazuri o catastrofă în viața ta afectează soarta celor dragi. Cu toate acestea, Riscul de a se întâmpla vreodată este neglijabil, nu urmări doar vise fantomatice, poți să să-ți petreci viața în ele, dar niciodată să nu atingi ceea ce dorești, spiritualitatea ar trebui să fie prioritatea ta, tratează-i pe cei dragi mai condescendent și nu închide ochii față de problemele existente, dragoste și compatibilitate. Te consacri complet relațiilor de dragoste și ești gata să îți sacrifici interesele de dragul partenerului tău. Drept răspuns, natura ta romantică necesită atenție, încurajare și sprijin emoțional. În ceea ce privește viața personală și relațiile de dragoste, poți fi foarte ghinionistă din păcate. Ești îndrăgostită, dar foarte des ești dezamăgită de oameni pentru că nu alegi pe cei care ar putea să se apropie de tine. În relațiile personale, intuiția ta nu te poate ajuta, la fel ca și empatia, perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur, acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții o căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Tu te gândești mult la principalele probleme ale societății și ale comportamentului uman strategia de supraviețuire a umanității și alte probleme similare. Tu construiești planuri și proiecte și te-ai putea realiza în munca socială sau în cadrul organizațiilor de mediu, aspectul relației dintre umanitate și mediu. Toate schimbările de viață sunt hrana minții tale. În ceea ce privește propriile tale acțiuni, te gândești la ele în avans. Principala ta problemă constă în faptul că te cunoști destul de puțin, nu știi de ce ai nevoie, confunzi ceea ce este necesar cu ceea ce este dorit, nu știi cum să-ți determin corect profesia și munca, precum și un hobby, dar în ceea ce privește celelalte întrebări, tu acționezi orbește. Fericirea ta este în întregime dependentă de cunoașterea de sine. De multe ori crezi că altcineva va rezolva toate problemele tale, că este suficientă doar să găsești această persoană. Dar aceasta este o greșeală. Fără cunoașterea ta, este imposibil să înțelegi ce fel de persoană ai nevoie și, în plus, este imposibil să o găsești fără a fi confundată. Eșecurile planului personal nu pot sparge spiritul și încăpățânarea ta. Sănătate și boli. Tu știi multe despre sănătate, deși nu ai o pregătire specială în acest domeniu. Cu toate acestea, Îți pierzi periodic toate competențele și nu te ocupi de tine însă. Îți studiezi de obicei informații medicale cu interes. Tu ai nevoie de un medic permanent, cu o competență suficientă și care merită încrederea de plină. Pentru sănătate, ai nevoie, de asemenea, de o viață bogată sexuală cu același partener. Este ușor pentru tine să cazi în orice fel de dependență și poți deveni sclava al obiceiurilor și plăcerilor. Prin urmare, trebuie să fii atentă la consumul de alcool și să lucrezi la voința ta, să încerci să înveți să te controlezi, deoarece iubirea sau pasiunea îți pot suci capul și te pot aduce în sclavie. În ceea ce privește sportul, ar trebui să te angajezi în sporturi intensive, halterofilie, înot, alpinism, Aerobic, jogging, destinul și norocul, ursitoarele ți-au dăruită la naștere o natură intenționată, independentă și ambițioasă, ai o mare creativitate, iubire de risc, ești inteligentă și practică, îți place să fii văzută, ești un lider născut, ai o bună intuiție, viața ta poate fi frumoasă, dar totul depinde de direcția pe care o alegi, că te vei dezvolta în sine sau pe sine. Un început un negativ sau unul pozitiv. Dacă va fi să alegi calea auto și urmezi calea evoluției, te vei bucura de un mare succes, avere, noroc, condiții excelente de viață și o căsnicie fericită și de succes. Sfaturi pentru tine Este extrem de important ca tu să ai prieteni și colegi inteligenți și educați cu care să poți discuta anumite probleme în dorința de a deveni mentor spiritual al societății, într-o oarecare măsură încerci să obții puterea pentru a-ți realiza planurile și pentru a ajuta umanitatea să iasă din criză. Ești cu adevărat condusă de gânduri pure și nu vei lupta pentru faimă și bogăția ca atare. Este posibil să cauți în mod inconștient arhetipul unui preot, iar darul tău de empatie te ajută în acest sens de obicei influențezi în mod magic mulțime și ești capabilă să-i ghicești nevoile și să-i conduci pe oameni. Cu toate acestea, acest dar ar trebui să fie folosit foarte atent. Orice greșeală, orice infracțiune sau comportament înăcinstit este absolut inacceptabil pentru o persoană de rang înalt, mai ales dacă este legată de orientările morale. Rară ori vei face o astfel de greșeală. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însă-ți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el câtă de mult îți dorește inima, te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele de de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică, te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz este un cadou minunat este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să o prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.